mau tornare. Cred că sunt sub pistă. Ăla e Jorge Lorenzo, ești nebun la cap? E Jorge Lorenzo. Am luat un metrou, încă un metrou, un autobuz, o oră, am stat vreo jumătate de oră prin aeroport, un taxiu, încă vreo 15 minute pe care am dat 10 euro, toate ca să ajung aici. Sepang International Circuit, cel mai mare circuit de Formula 1 până în 2009, iar acum de GP, MotoGP, GP, Gepetto, cum îi spune. Se fac testele acum pentru campionatul internațional din octombrie 2020, anul ăsta, și am înțeles că e Marc Marquez, Jorge Lorenzo, toți sunt pe aici. Și să vedem dacă avem noroc și vedem ceva, mai ales că am dat o roabă de bani. După aia mă întorc autostop, nu știu cum mă întorc. Să sperăm că găsim ceva fain, dacă tot am venit până aici. Ia auzi-l pe ăla cu mașina, rupe ăla pe acolo. Ce ai, mă? Trebuie să vă spun că dacă vreți să veniți aici, e undeva la 40 de kilometri de Kuala Lumpur, dar informațiile despre cum ajunge aici sunt zero, nule. Deci în aeroport, când am ajuns, e aproape de aeroport. În aeroport nimeni nu știa nimic, ne-am învârtit, am luat autobuze prin aeroport. Le-am schimbat, deci nu, n-ai, iei taxiul din Kuala Lumpur, dai 20 de euro și vii. Asta e, te costă 30 de euro, 40 de euro să te duci să vii, dacă vrei să-l vezi. Se organizează transport din Kuala Lumpur doar în zilele de cursă. Și asta e, deci e greu, e complicat, e foarte complicat să găsești. Am căutat o zi întreagă, nu, nimeni nu știe nimic, e praf. E cel mai important, nu știu cum se numesc asta, loc de curse de toată Asia. Foarte faimos în lume. Să vedem dacă găsim ceva interesant, un motor, o scooter, o bicicletă, cineva să facă ceva, să-mi scopurile alea. Supărat, Ralu? Nu înțeleg pe kilometri, poate să păstă. Da, păi până la urmă a trebuit să luăm taxiul, că deci deja nu mai exista, nu mai puteam de nervi, eram cu nervii la pământ. Am plecat de acasă la 12 pentru 40 de kilometri și e ora 3 și abia acum intrăm aici. Și e deschis până la 6. Good job, Cristi. Mai sunt zile când mai ai și puțin noroc, chiar dacă ți-a stat pe dos, auziți? Am întrebat și a zis că trebuie să mergem încolo, până în capăt de tot, dar că astăzi intrarea este gratuită. Hai că ne mai revenim. Și am văzut pe internet că era Jorge Lorenzo aici cu vreo două zile. Se pregătesc pentru octombrie 2020, pe 30 octombrie începe campionatul sau cum se numește. Vă zic de pe acum că eu sunt un pic praf în domeniul ăsta, deci pe mine mă scos din fotbal și nu mai știu nimic. Și pârjolește soarele, dă rupe. Ia. Opa. Suzuki. E ceva lume totuși. Uhu. Vreau să încerc cumva, dar sigur nu pot să ajung pe partea alta, acolo unde sunt motoarele. Dar sigur nu cred că putem intra. Le zic că de la televiziune din Spania. Ai problema. Mi-am pus șapca așa. Le zic că de la televiziune din Spania. Problema. Vedem noi cum facem. Dacă nu mă lasă, asta e. Mamă, de mă băga, bă. Cred că sunt sub pistă. Poate mă împușcă iar. What the fuck? Pornim camera din nou după ce trecem tunelul. Cu tacioara e pe gard acolo, bă! Tu vezi tacioara e acolo? Bă, ce urâtă ești! Toată lumea e în partea alaltă. Și m-am băgat pe sub pistă. Da, sigur nu pot să aveți. Că ei sunt, uite, numai din aia de la staff. Ia uite. Ok. Sper ca în filmele cu detectivi, cu șapca pe ochi, să nu mă recunoască nimeni. Și am ajuns pe pistă, ești nebun?
Da, uite, unde m-am băgat, Suzuki. Se uită la mine, eu îi salut ca și cum aș fi de aici, de viață întreagă. Am zis că ajung pe pistă, am zis. M-am întrebat pe unul și a zis, fără autorizație nu treci. Uite că am trecut. Pare că sunt de lor, chiar dacă sunt băgat în negru. Raluca e albă la față. Și merg pe pistă, deci asta e pista, da? Multe sunt închise. Sper că m-auziți. Uite, acolo stau fanii mei. Toți. Toți fanii mei. Ce bine că am venit cu șapcă. Mamă, de dacă îți vedeți cum am trecut pe aici, pe partea asta e numai securitate pe acolo prin spate. Și am intrat numai cu spatele, am mers. La. La. Y se acabó. Mi-a chis ușa în nas, ești nebun. Nu contează, căutăm alții, nu-i problemă. Găsim noi alții. I-am auzit ăștia, ăștia chiar vorbeau spaniolă. Nu contează, caut altă ușă, nu contează. Mi-închid ușile în nas, intru pe geam. Da, erau spaniolă, nu știu ce marcă era asta. Ce firmă, ce... Sper să avem noroc să prindem măcar unul care testează motorul. Au numai sunetele, le probează, le montează acolo, se aude cheia de 13, dar nu văd niciunul pe pistă, aia mă deranjează. Iar se uită lumea la mine ca la nebuni, nu știu ce. Nu, cine o întru, frate? Câte piese, câte scule, toate nebunile. Ia mă lube. Păi ăla-i Jorge Lorenzo, ești nebun la cap? E Jorge Lorenzo ăla. Ăla-i Jorge Lorenzo, frate. Ăsta e ăla cu mâna pe spate și ăla care vorbește cu el e Jorge Lorenzo, ești prăz la cap. Păi ești nebun? Care e? Ăsta e ăsta cu tricou ăla care vorbește cu el, lângă. Nu-mi vine să cred. Ce-l poze? Spune dacă face o poză cu tine. Nu, cu amândoi. Băi, ești nebun? Cum am ajuns aici, frate? Stai că e ocupat acum. Ia uite ce e aici. Băi, ești nebun? Mamă, dacă s-ar da ăla, ca să nu ziceți că vă mint. Mamă, că se uită toți la mine cu camera. Uite, îl vedeți acolo? Mamă, ce tare, frate. Sper să nu iau bătaie că am intrat aici. Ta geam tare, roata aia. Ăstea și cu mine ce suntem aici. Îl vedeți, nu? Bă, dar ăsta mare numai după el, frate, ca să-l astupe, să nu știu ce vrea să facă ăsta. Paparații, să evite paparații ca mine. Mamă, cât e cheliosul ăla, îți dai seama dacă îl pune pe ăla să mă bată. Ce să zici? Ora vine? Pe bune? Pe bune? E cerut poză? Nu te cred. Dar a fost un pic ca... Hai, așteaptă că am treabă. Păi are treabă omul, vezi că e la scutere acolo? Nu știu că mai vin alți youtuberi. Vezi, nu mă YouTube. Câtă lume s-a strâns aici, bă. Când a venit eram doar eu. Uite. Aoleu, asta are față că mi-l dă pe ăla. Da. Băia fain, George. A zis, acum ies să-mi fac o poză cu Ralu și s-a dus. Fraier. Băia fain, da. Foarte amabil omul, a stat 15 minute aici în soare ca să iese el să-și facă poza, ca să că iasă acum, că erau acolo, lucrau la motor. Și după aia a plecat. I s-a rupt, s-a dus acolo și aia a fost. Foarte băia fain. Cu mine, dă mâna, că și eu sunt de la ziar. La Ralu stă acolo și râde că e zbogat aici. Ce faceți, fraților? Cum a fost la muncă azi?
Hello. Trebuie să trimit astăzi articolul care l-am scris. Doamne. Forța ziariștilor. Dintr-o parte în alta, de la o boxă la alta. Bă, ce greu e să fii ziarist, bă. Mai ales din ăsta de teren. Peralul am lăsat acolo. Ia uite-le. Una, știi cum? Mi-a bubuit timpanul, dar nici n-am apucat să pun camera pe ea cum a trecut. Ăla care a plecat înainte de acolo. Bă, îmi cer scuze că nu știu să vă explic chestii despre motoare și despre asta. Vă arăt imaginile, cine e pătimaș de așa ceva, se bucură de ele. Eu am făcut tot ce am putut să mă bag aici, adică practic nu am voie să stau aici. Am intrat, am deschis o ușă pe care scria să nu intre, am trecut pe sub un tunel și m-am băgat aici. Atât a ieșit rău că i-a cerut poză la, adică i-a cerut realul poză la ala și a uitat și a plecat. Dar mai e timp. Câți fotografi și câți ziarii sunt aici, e plin. Și faza e că se și uită toți după mine, mă se gândesc, mă, de unde o fi ăsta cu camera aia așa mică? Dar le zic că sunt de la Radio Petroșani. Mamă! Uai, niciodată n-am fost atât de aproape. Mamă, mi-a spart urechile, ești nebun? Mi-a spart timpanele. Ah, acolo a ieșit alt. Au turnat. Era și de mirare să avem, cred că, peste o oră acolo înăuntru. Cât avem înăuntru acolo? Am stat peste o oră acolo înăuntru și abia după aia au venit ăștia și ne-au turnat. Care m-ai dat în gât, ești mare sifon. Acum trebuie să ieșim, dar mă fac că mă încurc și merg iară către zona asta unde sunt numai ei, știi? Dacă ar trebui să aplaudez video-ul ăsta, poate mă găsesc ăștia și îmi dau amendă. Văd pe YouTube cum am băgat. Da, acum sunt în spate la boxe, ia uite. Noi filmam cum ar veni din partea aia și acum sunt în spate. O să căutăm forma să ajungem înapoi acolo unde stau toți oamenii normali, că nu vreau să mă risc cu vreo amendă sau ceva.
Oricum, cred că am văzut suficient așa in the business. Ia auzi, mi-e ciudă că m-au scos de pe pista acum când vreau să fac un slow motion așa când trecea la cu motorul, dar nu-i nimic. A fost fain, bă, dar mi-au spart urechile. Hai să ieșim de aici înainte să-mi iau vreo amendă. Cum ar fi să mă bag înapoi acum? Nu știu dacă pe aici se poate iar. Nu mi-a zis pe unde trebuie să ies. Mi-a zis că trebuie să plec de acolo, dar nu mi-a zis pe unde. Deci, nu e faptă. Nu știu dacă se aude ceva când am filmat acolo, dar practic nici ei nu știau pe unde am putut să intrăm aici. Adică știu că se poate intra pe aici, că nu e nimic. Nu e niciun event, ceva. Mi se pare că poți să intri pe pistă. Dar acum când sunt toți aici cu motoarele, cu tot stafful. Jorge Lorenzo, frate. Triplu campion mondial, ești nebun. Am avut lângă mine la doi pași. I-a dat țeapa cu poza. Bine, nici n-am insistat, adică eu nu i-am cerut, la Luca i-a zis. Doar o dată și a zis da, dar acum și n-am mai ieșit. Și uite-te unde sunt iar mâncați. La pușcărie. Mamă, nu mai pot să ies de aici. Nu mai pot să ies de aici. Trebuie să mă fac și la VIP un pic. Deja începe să-mi fie târșă. Acolo jos am fost noi. Acolo sunt tribunele, cum ar veni. Hai să mergem, că sigur au camere și poate o pun de o amendă de strip. Ai, mă, l-am prins. Au ce reflexe am? Nici Michael Jackson nu se întoarce ca mine. Țepărule, i-ai dat țeapă la nevastă mea? Fraiere! Gata, mă! Ne-am întors în rândul lumii! Aici trebuie să stăm noi. Știu, eram acolo. După aia am intrat acolo sus. Mamă, ce obosit e! Ce greu e să fugi de lege! Și pe Instagram Cristi Șiralu, bagă și tu un subscribe acolo pentru că nu m-au arestat. Până în următorul, vorbim în comentarii.